om trebuie să îl sancționez cu modalitățile legale. Da, n-am văzut asta pe parcursul anilor. Acum, despre cultură, doamna ministru Raluca Turcan, cultura pare așa în declin. Doar 2 din 10 români merg la teatru o singură dată într-un an. Cum vi se pare dumneavoastră? Mulțumesc că ați pus această întrebare, pentru că această evaluare este din anul 2022 și este în urma unei analize făcute de un institut al Ministerului Culturii care urmărește consumul de cultură în România. Și a crescut? Și în 2022 eram după o perioadă de pandemie unde, într-adevăr, accesul la cultură a fost diminuat și consumul de cultură. În anul 2023, însă, cifrele sunt încurajatoare și anul acesta deja se profilează niște rezultate foarte bune, pentru că am finanțat, cum nu au mai fost finanțate până acum, evenimente culturale atât de mare amploare cu anvergură internaționale, cât și evenimente în zone unde accesul la cultură este mai dificil, dar care unesc și aduc oameni. Vreau să vă spun că doar cele 3 mari festivaluri, Festivalul George Enescu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Festivalul Internațional de Film de la Cluj, de la Cluj-Napoca, au adus în ediția din anul acesta peste 1 milion de spectatori. Și pe ansamblul evenimentelor culturale până acum, la o evaluare pe care o avem, dar pregătim deja un studiu să știm exact câți participanți la evenimentele culturale susținute de Ministerul Culturii au fost. Până acum avem o evaluare de aproximativ 24 de milioane de oameni care au participat la evenimente culturale sprijinite de Ministerul Culturii. Și toate astea cu un buget de 0,08% din PIB. Am văzut că suportați atenție, inclusiv cheltuielile. Noi vorbim doar de componenta evenimente culturale cu acești 0,08% din PIB, pentru care am mai obținut suplimentări, că am reușit să-mi conving colegii din guvern. Trebuie să finanțăm și investiții în refacerea patrimoniului și valorificarea patrimoniului construit în România. Avem de plătit și salarii și, de asemenea, avem 2 scheme de ajutor pentru industria cinematografică și pentru sectorul industriile creative din România care au fost afectate de pandemia COVID, tocmai pentru a primi, în primul rând, un act de dreptate. Câte li s-a filme sprijină Ministerul Culturii acum? În momentul de față suntem aproape la zi cu datoriile acumulate pe schema de sprijin pentru cinematografie tărăgănată 6 ani de zile, pentru care am avut 2 decizii definitive în instanță, pentru care am evaluat dosare începând cu anul 2018. 30% din cheltuielile de film da, sunt suportate. Această schemă de cash rebate pe care am reușit să o implementăm, doar România în ansamblul țărilor europene nu avea această schemă de cash rebate pentru toate producțiile mari de filme care se fac pe teritoriul țării și care promovează România, întorc după ce banii vin în țară și se duc pe transport, cazare, tot ceea ce înseamnă închirieri de spații pentru filme, plată. Se întorc în țară, spuneți, toate aceste sume. Da, angajații în cinematografie. Filmele astea și în cinema? Exact. Stați numai o secundă să-mi închei ideea. Deci, aceștia sunt bani care vin și se regăsesc atât pe verticală cât și pe orizontală în economie. Efectul de multiplicare este de 1 euro la 8 euro. Din acești bani, statul român întoarce 30%, astfel încât cei care au făcut asemenea producții mari de film în țară să fie stimulați să o facă și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra. Vă dau un exemplu, domnule Plătescu. În Ungaria, știți cât a câștigat statul ungar în urma unei scheme similare? 1,2 miliarde de euro.
1,2 deci se pot face bani din divertismentul noi cultural. Noi anticipăm cu Mulțumesc. Viu cu Vai pe această schemă nou lansată anul în perioada următoare peste 370 de milioane de euro. Din păcate nu mai avem timp, erau foarte multe lucruri de vorbit, inclusiv despre cultură și știți foarte bine că am pregătit aceste lucruri, însă am văzut că veți cumpăra inclusiv terenul pentru Castelul Regine Maria din Mamaia la prețul de acum 20 de ani, așa cum l-a vândut statul român. Este un pas înainte pentru cultura din România. Este, Mulțumesc tare mult că ați fost. Este un act de dreptate și un angajament de mandat pe care l-am avut ca Ministerul Culturii să intre în posesia vilei regale de la Mamaia și să-l transformăm într-un centru cultural. Mulțumesc tare mult, Raluca Turcan, Ministrul Culturii, a fost în direct în